Salvete exterioare spune că un om neprihănit a venit în Sodoma, sperând să salveze cetatea coruptă. A început să umble din casă în casă, din piață în piață, strigând pe fiecare stradă: oamenilor, pocăiți-vă! Ceea ce faceți voi este păcat! Aceasta vă va distruge pe voi și copiii voștri. Oamenii râdeau, dar el continua să spună mereu, mereu aceleași cuvinte, fără ca cineva să-l bage în seamă. Într-o zi, un copil l-a oprit pe stradă și l-a întrebat: sărmane om, nu vezi că n-are rost? Da, văd, a spus omul. Atunci de ce mai continui? La început, a spus el, am crezut că îl voi putea schimba. Acum continui să strig să nu mă schimbe ei.